departe și discutăm cu invitatul de la această oră din platou, Claudiu Năsui, însă schimbăm puțin subiectul, pentru că vedem că apare un val de avertizmente și critici pentru România în cadrul vizitei reprezentanților Comisiei Europene la București pentru analizarea stadiului Planului Național de Redresare și Reziliență. Cererea de plată numărul 3 din PNRR este întârziată. Responsabilă pentru gestionarea PNRR la nivel european a avertizat că orice jalon neîndeplinit la timp înseamnă că România nu va primi banii aferenți acele investiții. Între timp, în ședința de guvern de azi va fi adoptată o ordonanță de urgență propusă de Ministerul Finanțelor Publice, care dă undă verde companiilor de stat să majoreze salariile și să fie exceptate de la măsurile de austeritate. Este până la urmă o ordonanță de urgență care vine în contradictoriu cu ceea ce vor cei din Uniunea Europeană. Domnule Năsui, cum vor gestiona oficialii din România această situație? Pentru că vedem avertismentele extrem de dure ale responsabilei PNRR pe Uniunea Europeană la adresa țării noastre. Și vă întreb pe dumneavoastră, care e urgența? O ordonanță de urgență o dai când e o urgență. Care e urgența? Să crească salariile la companiile de stat care sunt pe pierderi? Adică ca în condițiile în care salariile la stat sunt deja cu 2700 de lei pe lună mai mari decât salariile din privat, pe medie. Tu dai o ordonanță de urgență prin care să faci să contrazici nu doar Comisia Europeană, care ne-a zis, atenție, aveți cheltuielile ieșite de sub control, aveți un deficit de 7%, trebuie să vă potoliți. Tu dai o ordonanță de urgență ca să exceptezi guvernul de la un lucru pe care tot domnul Ciolacu l-a zis acum câteva luni, că strânge cureaua. Mai țineți minte? Că au zis, strângem cureaua, nu din mai cresc salariile. Martie anul trecut se anunța această mare reformă care zguduia sistemul aparatului bugetar. Vedem că s-a tot amânat, acum până în luna iunie și înainte însă, vedem această ordonanță de urgență care se află acum pe masa guvernului. Astăzi ar urma să fie adoptată în ședința de guvern de la ora 12. Doamna Mihai, eram la dumneavoastră în studio când spuneam că m-aș bucura ca guvernul să strângă cureaua. Că dacă vor scădea cheltuielile, într-adevăr îi voi lăuda. Voi veni la dumneavoastră în emisiune să spun, în sfârșit, guvernul face ce trebuie, scade cheltuielile. De atunci când au vorbit prima oară de scăderea cheltuielilor și de strânsul curelei și de austeritate, nu au făcut absolut nimic. N-au făcut decât să crească cheltuielile, să crească numărul de angajări. Uitați-vă la execuția bugetară. Nu există nicio lună în care să fi scăzut cheltuielile. E absolut, este rizibil. Și de ce? Aici vine pentru un avertisment din partea Comisiei Europene care spune că se așteaptă la un deficit de 7% în acest an, în contextul în care era anunțat la începutul acestui an un deficit de undeva la 5%, dacă nu mă înșel. Haideți ca să înțeleagă toată lumea, când aude deficit, poate li se pare că e o chestie asta, nu e problema lor, e problema statului sau nu îi afectează direct. Deficit înseamnă îndatorare, deci taxe mai mari pe viitor, și înseamnă în prezent pompare de bani în România în inflație. Înseamnă creșterea prețurilor. Înseamnă că mergem la magazin și vedem în fiecare zi că costă mai mult. De ce? Pentru că această datorie, o mare parte din ea, este monetizată de BNR și de-aia avem acum o masă monetară mai mare decât am avut vreodată de la Revoluție până acum. De ce? Pentru că, uite, și vă mai dau un exemplu. Un leu din doi pe care avem în buzunar acum nu exista înainte de pandemie. Din cauza tiparnițelor care a tot funcționat, pompezi mai mulți bani într-o economie pe mai puține bunuri și servicii, atunci ai să ai această inflație, această creștere a prețurilor. Și din cauza acestui deficit, de fapt, ajungem să avem toate problemele de putere de cumpărare pe care le au România acum. Bun, pe de altă parte, vedem măsurile executivului, plafonarea adaosului comercial pentru o listă de produse de bază alimentare și mai mult decât atât, este posibil ca această listă să fie extinsă la toate produsele românești alimentare. Da, asta este de fapt o politică de a scoate de pe rafturi producătorii români. De ce? Pentru că a plafona marja nu înseamnă că supermarketul, magazinul nu va mai face acea marjă, poate să o facă dacă e el însuși producător. Și dacă vă uitați în magazine, pe rafturi, nu știu dacă se vede în poza aceasta, foarte multe mărci au ajuns să fie marcă de distribuitor, marca magazinului în care vă duceți să faceți cumpărăturile. De la hârtie igienică la brânză există de toate. Unt, marca distribuitorului, toate lucrurile acestea. De ce? Pentru că distribuitorii își zic în felul următor. Păi dacă cumpăr de la un producător român, am o marjă mică, dacă îmi fac eu propria producție, pot să-mi pun o marjă mare. Așa arată și lista cu produsele de bază la care adaosul comercial a fost plafonat până la finalul acestui an
și vedem intenția de plafonare a daosului comercial, așa cum spuneam, pentru toate celelalte produse alimentare. V-aș propune să ne mai uităm puțin la nemulțumirile Comisiei Europene, pentru că am văzut că inclusiv pragul pentru IMM-uri este una dintre aceste nemulțumiri, pentru că ar fi prea mare, întârziere în reformarea companiilor de stat, numiri politice în cadrul companiilor de stat. Haideți să luăm pe ultimele două, de fapt, se întâmplă de când lumea, pentru că statul român, prin definiție, condus de politicieni și politicienii își pun oamenii lor. Doar eu, când am condus Ministerul Economiei, numeam oameni din asociații profesionale care se ocupă exact și care sunt numai în business și o făceam public, prin comunicat de presă, cu CV-urile date, să vadă toată lumea exact cine este numit acolo și ce parcurs profesional are. Pentru primul pas, pentru primul punct, pragul pentru IMM-uri, este probabil cel mai negativ lucru din PNRR și eu asta nu înțeleg de ce guvernul, dacă tot a reușit să convingă Comisia să desfințeze pensiile speciale abia în 2060 și de fapt nici atunci nu le chiar desfințează, dar să practic să o tărăgâneze până la nu mai face acea reformă, de ce nu s-au luptat și pentru IMM-uri? De ce nu s-au luptat pentru micro-întreprinderi? Și aici este toată problema. Haideți să, dacă se poate să facem unele reforme până în 2060, haideți să o facem și pe asta până în 2060, pentru că ar ajuta o tonă economia României. O ultimă întrebare, domnule Claudiu Năsui. Cât de mare este acest risc ca țara noastră să piardă bani, mai ales în contextul avertizmentelor pe care ni le-a transmis ieri responsabila cu PNRR în Uniunea Europeană? Nu aș putea să estimez, doar că ce pot spune că noi am întârziat și am depășit toate termenele de făcut reforme, de trimis cerere de plată și absolut toate termenele acestea de pe regulament. Acum suntem într-o zonă gri, deci suntem la latitudinea Comisiei. Comisia până acum a fost foarte îngăduitoare în ceea ce privește România, în ceea ce privește guvernul României. A lăsat guvernul să facă un deficit mai mare, lucru care e rău pentru România, a lăsat guvernul să nu facă reforma pensiilor speciale, ci lucru care e rău pentru România. Deci eu cred că o să dea în continuare și banii aceștia, chiar dacă sunt îndeplinite unele reforme. Și referitor la ultimele două puncte care se află pe această listă, e posibil să vedem măsuri în acest an, dat fiind că este unul electoral? Nu cred. Nu cred și nu, dat fiind că interesul clasei politice nu este să nu facă politizarea acestor companii. Dimpotrivă, să le căpușeze cât pot, pentru că acolo merge activul de partid, de acolo vin banii și de acolo vin toate sursele acestea de bani ale clasei politice. Soluția pentru ele este privatizarea. Este listarea la bursă. O companiile care sunt găuri negre, care fac pierderi etern de 30 de ani, tot fac pierderi, alea trei închise. Nu se poate să faci pierderi pe banii contribuabilului non-stop, că apoi ne mirăm de ce cresc taxele și de ce suntem sărăciți. Păi din cauza asta și asta înseamnă un management mai bun. Să terminăm ce am început în decembrie 89. Mulțumesc tare mult pentru prezență, Claudiu Năsui, deputat USR.